Micuții de la grădinița numărul 12 din Alba Iulia au început de astăzi explorarea cetății Alba Carolina. Copiii de la această unitate vor avea ocazia să afle mai multe despre istoria orașului lor și în special despre fortificația bastionară, în cadrul unui proiect intitulat Pe drumuri de istorie. Cei mici vor vizita traseele turistice din cetatea Alba Carolina, vor asista la schimbul de gardă, vor vizita centrul de echitație, Sala Unirii, Muzeul Național al Unirii, cele două catedrale și multe alte obiective din zona istorică a orașului. Proiectul Pe drumul de istorie se derulează în cadrul unui parteneriat între grădinița numărul 12 și societatea care administrează traseul celor trei fortificații. Astăzi copiii au luat parte la prima activitate din cadrul proiectului amintit. Ia uitați! Așa, și eu am făcut la fel când am văzut prima dată poza. Aici este catedrala, catedrala ortodoxă sau catedrala reîntregirii. Așa, aici este parcul, aici sunt niște blocuri. Așa-i? Bun, ia uitați altă fotografie de sus. Vedeți? De deasupra norilor. Așa-i? Nu mai știu unde e fântâna. Uitați, aici este obeliscul acela, aici este catedrala și fântâna ar fi pe aici. Cei mici au arătat că deja cunosc o serie de lucruri despre cea mai mare cetate din România. De asemenea, au recunoscut mai multe obiective care se regăsesc în interiorul fortificației și s-au bucurat când au văzut imagini cu caii frizieni sau salvele de tun. Proiectul Pe drumuri de istorie se va derula pe întreg parcursul acestui an școlar. Înregistrarea primei activități ce a avut loc astăzi la grădinița cu programul prelungit numărul 12 o veți putea urmări duminică de la ora 12 în cadrul emisiunii Lumea Copilăriei la Alba TV.